știți cum mi se spunea mie când eram mic și jucam ping-pong? Câinele sau bătăușul. Deci eu dacă puteam să bat pe cineva la zero, deci aveam o ambiție în mine tot timpul să fiu cel mai bun. Eu în orice am făcut, nu concepeam decât să fiu cel mai bun. Și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. Eu niciodată nu am vrut și nu m-a interesat niciodată să știu cine e adevăratul meu tată biologic. Auzeam istorii, vecinii răi, știți cum era. Îmi spuneau, ba că e unul, ba că e altul. Pe mine nu m-a interesat și eu am considerat că dacă am văzut lumina la el și cum a fost așa mai dur un pic, cu noi toți în general, am trecut cu vederea peste asta și pentru mine a fost tata. Știți, în vremea comunistă, eu și colegul meu Emil Marian, noi suntem inventatorii, dar proprietarul era statul român, da. Inclusiv pe inteligența noastră. În închisoare tu nu mai ai identitate, eu nu mai răspundeam la nume, eu aveam un număr. Da. Eram un număr, deci un număr. Ieșind de acolo, vă dați seama că imediat în 90, nu toată lumea știa de ce am fost eu acolo. Probabil că mulți au fi zis, cine știe ce a făcut. Aveam eticheta asta de pușcăriaș. Și mi-am dat seama că nu aveam viitor în România. Când am intrat în acea uzină care construiau, 500 de mașini pe zi. Și când am văzut tot sistemul ăla de automatizare și robotizare, am zis, Doamne, cine mă poate să vină aici? Am zis că ăștia îmi dau o săptămână clar, mă dă afară. Da. Nu vă imaginați ce înseamnă să stai într-un scaun cu rotile și te uiți pe geam să vezi oamenii mergând. Viața peste... Da, și să te rogi numai celui de sus și zici, Doamne, ajută-mă, numai să pot să merg. Nu ceream altceva atunci. Și pe urmă, încet, încet, și grija celui de sus și puterea mea în mine, deci am avut o putere extraordinară, deci ceva din interiorul meu, să nu mă dau bătut. Deci eu, și când am ieșit de la Jilava, vă dați seama, acolo a fost un iad, iadul e pe pământ. Acolo e dificil să stai, să nu faci nimic. Și atunci m-am mutat în Spania și am stat câțiva ani buni în Spania, la plajă și la soare. Dar făceam acest rond, navetă, între România, între Canada, Spania. Mă pot considera că sunt un cetățean al lumii. Deci sunt cetățean român, cetățean canadian, rezident belgian și rezident spaniol. Să rămână ceva după mine. De asta, eu de asta am și scris cărți. Am un brevet de invenție. Am scris 6 cărți până acum, urmează 7-a. Fac acest film, mai am deja niște scenarii scrise. Deci, pentru mine, cel mai important este ca, după ce nu voi mai fi, să rămână ceva în urma mea, că nu am fost așa o simplă umbră pe pământ, că am făcut ceva și rămâne ceva peste, nu știu, 10 și 10 de ani sau chiar mai bine în istorie. Bine, v-am regăsit la un nou episod istoric cu Tulca. Astăzi, cu o deosebită plăcere, vă anunț că vom avea o discuție interesantă cu poetul, scriitorul, inginerul și inventatorul primului aparat de antrenamente pentru tenisul de masă, Ionel Sporea. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Tot timpul o plăcere să revin la dumneavoastră la Chișinău. Într-un interviu ziceați că nu o să uit niciodată de unde am venit. Deci, bunicii mei au trăit prima dată niște colibe de lemn pe un deal, se chema dealul Bălcului, și de acolo s-a început practic istoria noastră, de care avem cunoștință, că în urmă e mai greu să depistezi. Da. După aceea, de la aceste colibe au început oamenii să-și facă câte o căsuță, așa, din cărămidă, ceva cărămizile alea din oroi, practic, cum se făceau. Deci, așa, deci deja de la coliba de lemn s-a trecut la o căsuță de așa din cărămidă de lemn cu cămăruțe unde era toată lumea. Și într-o căsuță din asta m-am născut și eu, că deja părinții mei, părinții mei au crescut și ei la început în acele colibe, după aceea s-au mutat într-o căsuță din asta unde m-am născut și eu. Bocșa era, la periferia Bocșa era mai întâi un cartier de țigani, se chema Măgura. La vremea respectivă era și frică să treci pe acolo. Și după această zonă se chema Valea Săscănilor, unde au colonizat, să spunem așa, străbunii mei. Valea Săscănilor pentru că majoritatea erau aduși din zona Banatul de Munte, de la Sasca Montană, și Sasca Montană, Săscăni. Bunicul meu, din partea tatălui, era pădurar. Noi spuneam Moșu Ursu, un om
mare. Mare și cu pușca tot timpul la el și care acasă pe perete avea o blană de urs și spunea că ăsta e trofeul lui, că îi spunea că s-a luptat cu ursul, cu toporul, Campovești, și ăla, da, așa, și noi ce-am oșu ursul. Pe bunica din partea tatălui nu am cunoscut-o, pe bunicul din partea mamei nu l-am cunoscut, în schimb, bunica din partea mamei, muma, cum îi ziceam noi, ea a fost pentru mine, cum să spun așa, cea mai apropiată ființă. M-a îndrăgit foarte mult și eu pe ea și de la ea am aflat multe povești la un moment dat din toată istoria noastră. Relația mama-tata, cum a decurs și ce ați învățat de la părinți? Uf, vedeți dumneavoastră că aici e o poveste grea. Eu am scris-o în carte. Povestea grea pentru că nu a fost tatăl meu biologic și la un moment dat în viață eu am simțit câteva lucruri, deși am văzut lumina zilei la el, dar mă rog, copil simți la un moment dat o anumită diferență, dar lucrul acesta cu mama a fost în schimb la fel, eu am fost tot timpul ființa cea mai apropiată și în ziua de astăzi pot primul să spun, băiat, da, sigur. Da. Dar să știți că chiar dacă am suferit foarte mult în copilărie în acest context, însă eu niciodată nu am vrut și nu m-a interesat niciodată să știu cine e adevăratul meu tată biologic. Auzeam istorii, vecinii răi, știți, nu m-a interesat. Îmi spuneau, ba că e unul, ba că e altul. Pe mine nu m-a interesat și eu am considerat că dacă am văzut lumina la el și cum a fost așa mai dur un pic, cu noi toți în general, am trecut cu vederea peste asta și pentru mine a fost tata. Atât. Mama, da, cum? Da. Mama, deci relația a fost tot timpul foarte apropiată și una de suflet, așa. Probabil că, na, ea știind anumite lucruri, a încercat poate să fie, să acopere ea poate mai mult din neajunsuri, da, lipsuri. Da, da, lipsuri, dragoste și așa mai departe. La 10 ani, pentru prima dată, v-ați îndrăgostit de ping-pong? Sau a fost mai devreme? Am fost într-o tabără de pionieri, tot în Banatul de Munte, la Valea Minișului, undeva pe lângă Anina. Eu am învățat foarte bine la școală. Mai fac o paranteză aici cu tata. Ăsta e un lucru care, să zic, i-am iertat foarte multe și am apreciat. Este că în momentul când eu a trebuit să încep școala, tata a decis să ne scoată din zona aceea. A fi trebuit să încep școala clasa 1 la o școală în cartierul Măgura, în cartierul Țiganilor. Și nu știu dacă aș fi ajuns astăzi în fața dumneavoastră cine sunt acum dacă aș fi început școala acolo. Uh-huh. Și atunci tata a decis să părăsim acea zonă și ne-am mutat la oraș. A construit o casă nouă la oraș. Și am început școala la oraș și de acolo viața mea s-a schimbat și pentru acest lucru eu tot timpul am fost recunoscător tatălui meu. Și ping-pongul? Ping-pongul, dragoste, eu am învățat foarte bine și eram premiant tot timpul și la un moment dat am putut să merg și eu la 10 ani într-o tabără la Valea Minișului și acolo eram băieți, fete și ne obliga la un moment dat somnul ăla de după masă de la 2 la 4 și eu nu aveam chef să dorm. Și aveam patul lângă geam și tot aud odată not, poc, 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 poc. Și curios pe geam să văd și era o masă din acea veche acolo și niște băieți mai mari acolo. Vedeam că fac ceva cu o paletă, o minge, ceva. Ceva se mișcă rapid. Habar n-aveam ce înseamnă. Dar m-a captivat și m-am uitat așa, parcă hipnotizat așa. Dar în același timp memoram ce se întâmplă acolo, cum e regulă, cum fac unii, alții. A doua zi la fel, a treia zi la fel. Și nu vă spun că la un moment dat am profitat, am ieșit pe geam afară și m-am dus și eu lângă ei acolo. Și era câștigătorul la masă. Era în general un băiat care cam îi bătea pe toți și se juca câte un set, iar altul. Eu reținusem deci tot în mintea mea. Privind doar. Privind. Și mă pun și eu la masă și ce știi să joci? Da! Și am luat paleta în mână. Nu știu, probabil că asta a fost talentul meu născut. Deci prima oară în viața mea am luat paleta în mână și l-am bătut pe acel sportiv care îi bătea pe toți. Ăștia se uitau la mine, nu le venea să creadă. N-am mai ieșit deloc de la masă. Toată lumea vrea să joace cu mine. Mă întrebă, joci? Tu știi să joci? Da, știu. M-a simțit un erou așa? Da, m-a simțit, vă dați seama. Și când m-am întors acasă, la box aveam un coleg, un prieten care l-a omenat, i-am povestit-o că
Păi zice, dar eu joc la clubul de tenis de masă, e aici aproape de noi, lângă școală. Hai să vedem cum, e un club, da. Și m-a chemat cu el când am văzut clubul acolo. Bine, vă dați seama, o sală acolo cu trei mese. Dar pentru mine era ceva senzațional. La 12 ani ați devenit campion. Da, întâi cum am pus paleta așa adevărat la un club, după 3 luni de zile, când m-am dus eu de câteva ori să mă antrenez, am ieșit campion județean. Deci, și totul din privire. Deci din privire. Și pe urmă am început să fac un pic de practică. Dar în momentul în care, nu vă spun, și ce bătaie am luat, că mi-a rupt toată paleta, că eu trebuia să am grijă de copii și am fugit toată la antrenament și m-am întors și i-am lăsat singur și eu am venit, am uitat, era paleta colegului meu, o ținusem sub mai eu și când am văzut tata mi-a luat-o și mi-a rupt-o și nu mai știam cum să mă justific în fața colegului. Multe istorie de asta, dar toate au dus la un moment dat la acea ambiție combinată cu talentul meu și după un an de zile am ieșit campion național. Antrenorul nostru, pot să vă spun, deci domnul Petru Bojincă, pentru noi a fost un idol, un tată, un pedagog, tot. Avea o prestanță extraordinară, se vedea în el o educație. Tatălui fusese colonel în armată. El era directorul de import-export la Bocșai, se înființase o uzină foarte mare de construcții metalice, se construiau tot felul de lucruri, macarale, poduri și așa mai departe. El era director de import-export, o prestanță așa, și na, el ne-a învățat de toate. El, de la el am învățat cum să mâncăm cu furculița și cuțitul. Deci ca un tată putem. Da, cum să punem o cravată, cum știu să ne mai dăm și noi cu un deodorant, cu ceva. De acolo, de la el am învățat. Și am mers la București, la campionatul național și eram doi băieți, deci eu aveam 12 ani, colegul meu era cu un an mai mare, 13, și patru fete. În mod normal, noi aveam categoria 10-12 și 13-14. Și când am ajuns în București, vă dați seama, pentru prima oară, în centru, acolo, de la Bocșa a fost prima mea ieșire. Ca și, vă dați seama, să ajung eu la 12 ani de la Bocșa, la București, da. Era ceva senzațional. Că ne-am băgat pe toți într-o cameră să stăm. Și na, noi fiind mici, eu cu colegul meu Stelică într-un pat, celelalte fete câte două iar într-un pat, ne-am dus să vizităm un pic orașul, să vedem sala și a venit ora de culcare. Și la un moment dat, noi eram convinși că antrenorul, el o să aibă camera lui, așa am crezut. Și venim noi seara, târziu, și la un moment dat el zice, a, dar cei de la recepție nu mi-au adus și mie patul unde se dorm? Acum mai târziu, nu mai e nimeni. Păi ce mă fac eu? Și la un moment dat se uite el așa, deci erau fetele, erau câte două. Și zice, mă primiți careva dintre voi, fete, să dorm și eu? Să dorm cu voi acolo, că n-am unde să dorm. Vădați-mă că noi atunci... Da, copil, ce... Copil, nu, ce ne știam noi. Omul pe care... Da, omul, tatăl nostru, da. Și s-a pus în pat lângă două fete. Era una mai micuță, una, nu dau nume, așa. Una, un pic, care avea deja în jur de 14 ani, era bine dezvoltată. Era deja dezvoltată, avea sânișori, mă rog. Și el s-a pus la perete. Și no, noi ne-am culcat. Eu aveam patul la geam și era un pic așa de la perdea, se vedea o lumină de la stradă și se vedea puțin în cameră o dungă, așa o rază. Nu știu, nu pot să-mi dau seama, dar odată m-am trezit că auzeam ceva, că se întâmplă ceva. Așa, un fel de geamăte de neasta. Și nu știu, mi-era și frică și am deschis un pic ochii și prin acea rază dădea chiar acolo în pat. El o abuza sexual pe acea fată. E, vă dați seama că din acel moment eu nu mai îl puteam privi în ochi. Deci pentru mine deja dintr-o dată a devenit un demon. Venea să-mi dea indicații, pe aici intra, pe aici ieșea, deci nu mai. Și lucrul ăsta m-a făcut atunci să și abandonez tenisul de masă, pentru că atât de intensă a fost această trăire.
tatăl dumneavoastră s-a angajat la industria de mașini grele. Întreprinderea de mașini grele. Așa. Și în 1978 ați venit la București și v-ați angajat la această întreprindere și tot acolo ați văzut că cineva joacă ping-pong și v-ați și inspirat pentru acea mașină. Deci eu când am ajuns la București, acolo IMGB-ul acela era la vremea respectivă una dintre cele mai mari și complexe uzine din țară. Când venea câte un șef de stat în România, Ceaușescu tot timpul venea cu el la noi în vizită, el se lăuda că era uzina lui, că el a făcut-o, da, așa, da. Și era tot ceva foarte modern. România atunci, noi am dus-o foarte greu în perioada aia, nu se găsea nimic de mâncare, de el cumpăra mașini și asta vroia să facă ceva senzațional și noi dădeam carne și alimente de la noi ca să acopere cheltuielile cu aceste importuri. Deci toată industrializarea aceea s-a făcut pe seama noastră, românilor, care ne înfometase efectiv. Și deci era o zină extraordinar de complex. Acolo am avut șansa să învăț foarte multe în cariera mea profesională. La un moment dat am cunoscut acolo un inginer, Manea Marin, care a fost al doilea idol și mentor pentru mine. Era un om deosebit, el era șef de atelier de proiectare și nu știu cum am povestit noi, eu eram șef de atelier de SDV-uri și aveam des probleme la proiectare la dumnealui și nu știu cum am vorbit toată că eu jucam ping-pong. Ce? Păi da, noi avem o echipă de ping-pong aici, zice, așa, la nivel municipal, zice, eu sunt capitanul acolo, când auzi că eu am jucat la nivel, gata, vii la noi. Și am început să reiau tenisul de masă, așa, la un nivel din ăsta. Dar am văzut potențial că în uzina respectivă exista o asociație sportivă care era în formare cu mai multe discipline sportive. Și la un moment dat am început să facem o echipă care să nu fie numai de plăcere, așa, la nivel municipal. Am avut și șansa mare că directorul general al uzinei la vremea respectivă, domnul Constantin Dumitru, deci vreau să vă spun că noi aveam în jur de 15.000 de angajați și în jur de 10 deci directori. Făceai multe echipe, da, acolo. Da, și directorul general cel mai mare, era un om, îi plăcea tenisul de masă, el juca. Și când m-am dus la dumnealui ca să îi expun acest proiect, că vreau să fac o secție de tenis de masă, de nivel, de performanță, m-a ajutat foarte mult, am făcut o sală extraordinară, am început să aduc jucători. Deci în decurs de câțiva ani, de la un club simplu municipal, am ajuns să avem echipe de seniori în divizia, la fete, am fuzionat cu un club sportiv școlar. Și antrenor ați fost atunci, nu? Președinte, atunci eram președinte, eu mă ocupam de organizare. Uh-huh. Am făcut, deci am avut copii, deci practic devenisem unul dintre cele mai mari și puternice centre de tenis de masă din România. Și eu eram președintele clubului. Și ducându-mă odată la clubul Progresul în București, am văzut acolo o cutiuță mică, așa, pusă pe colțul mesei, care arunca niște minci. Și nici nu știam ce e. Și prietenul meu, Fane Moraru, îmi zice, băi, ăsta se cheamă un robot de antrenament, și mi-explica el că el aruncă o minge, jucătorul... Respinge-o, o lovește. Da, robotul tot altă minge arunca și sportivul își robotiza cumva mișcarea, adică devenea o chestie așa repetitivă. Mecanizată ceva. Mecanizată, așa. Și se termina mingile acolo, copiii adunau cu o cutie, cu ceva, toate mingile le punea la loc și în momentul ăla mi-a venit o idee, deci eu, lucrând deja în domeniul de inginerie și pasiunea de tenis de masă, deci în mintea mea imediat a apărut că, stai, dar se poate face ceva senzațional. Și aflasem că în uzina noastră era un proiectant foarte bun, Emil Marian, m-am dus pe la el și zic, Emile, zic, uite ce vreau să facem, hai cu mine într-o zi să vedem acel mic robot Stiga, care era făcut de o firmă suedeză. L-am luat pe Emil cu mine, dar aveam nevoie și de un proiectant foarte bun să punem pe planșetă toate ideile și așa. Și Emil a fost, când am văzut, a rămas și el impresionat și am lucrat foarte mult timp împreună și am făcut acest proiect care a devenit o invenție. Deci în 1985 noi am primit brevetul de invenție de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.
ca devenind cel mai modern robot de antrenament la tenis de masă la vremea respectivă. Când l-au văzut pentru prima dată oamenii, sportivii, ce au zis? Deci noi, în momentul în care am făcut prototipul, a trebuit să fie omologat de Federația de Tenis de Masă și l-am trimis la Centrul Național de Pregătire din București timp de 3 luni de zile. Vă dați seama că acolo s-au antrenat cu el, deci robotul a fost așa de performant, că mingile se recuperau singure, execută absolut toate mișcările pe care un sportiv, minge de contraatac, minge de forehand, de backhand, minge tăiată, combinații, servicii, deci el era, noi l-am numit roboplayer, el era un robot jucător, nu jucai cu el, dar îți dădea toate manevrele, tot. Și vă dați seama că antrenându-se acolo, sportiv, la lotul național, deci toată lumea a privit ca ceva senzațional. Deci el era bun atât pentru copiii de inițiere, când e un copil mic de 6-7 ani, ca să-l învețe de a corect o lovitură. Păi dacă robotul îți dădea 100 de mingi în același loc și tu cu mâna copilului faci tot timpul așa, sigur că la un moment dat modul de a progresa era mult mai rapid decât cum se obișnuia înainte. Așa este. Un sportiv de performanță care la un moment dat robotul putea să dea și 2 mingi pe secundă. Păi dacă el primea 100 de mingi la 2 mingi pe secundă, vă dați seama ce reflexe își dezvolta și așa mai departe. A câștigat această invenție la Moscova și un premiu. Deci, în primul rând, am obținut premiu special la Salonul Național de Invenții în România. Apoi eu am fost la Târgul Internațional de Materiale Sportive de la Moscova, unde au fost în jur de 40 de țări și am luat premiu special și acolo din partea publicului, a jurnaliștilor. Nu vă spun că în standul României acolo, pe lângă alte produse, am avut masa de ping-pong cu robotul, eu făceam demonstrații. Păi când au venit chinezii să vadă... Da, care seama, cumva da, se consideră ei profesioniști. Deci toată lumea a fotografiat, filmat, da. Problema era, știți, în vremea comunistă, eu și colegul meu Emil Marian, noi suntem inventătorii, dar proprietar era statul român, da, inclusiv pe inteligența noastră. Atunci s-au apropiat de dumneavoastră cei doi olandezi? Belgieni. Belgieni, da. Deci au venit doi belgieni acolo care spuneau că ei sunt jucători de tenis de masă, că le place și vreau să joace cu robotul și i-am inițiat. Și la un moment dat întreabă unul ce, dar nici nu gândeam că asta vine din România, trebuie omul ăla care a inventat așa ceva, trebuie să fie un om inteligent. Păi zice, inventatorul sunt eu. Cu el și a rămas foarte, da, wow, și am început să discutăm. Acum fac o paranteză, noi când am plecat la Moscova, la vremea respectivă în comunism, tot ce se făcea export în România nu se făcea direct de uzină, se făcea prin firme de comerț exterior, specializate pentru așa ceva. Eu am ajuns acolo printr-o firmă, nici nu mai știu cum o cheamă, și am fost reprezentat, deci tot ce era acolo erau reprezentanți comerciali de firme de comerț exterior. Eu nu aveam nicio experiență atunci, credeam că toți acei oameni sunt reprezentanți comerciali. Târziu am aflat că de fapt erau toți ofițeri de securitate sub acoperire. M-au pus și microfoane din... Da, și la un moment dat, belgenii când venim pe la mine, eu vă spun niște lucruri că le-am aflat după aceea, târziu, da, vi le spun că le-am aflat. Și erau acolo doi reprezentanți comerciali care în final erau major și capitan de securitate. Tot văzând că belgenii vin pe acolo, eu normal nu aveam dreptul să vorbesc cu ei decât așa, tehnic, să le spun, nu aveam drept, orice chestie comercială, ei trebuia să vorbească reprezentantul meu comercial de acolo. Eu vorbeam franceză, engleză și la un moment dat m-au invitat la ei la un par de whisky la standul lor. M-am dus la standul lor și mi-au propus să le vând lor robotul. Păi eu nu pot eu n-am dreptul să vorbesc cu dumneavoastră. E al statului. Ei nu înțelegeau că eu vin dintr-o țară comunistă. Și atunci mi-au propus, ce da, ne puteți vinde, dacă invenția noastră ne puteți vinde nouă? Zic, normal, e proprietatea statului. Zic, acum, na, eu aș putea să fac lucrul ăsta, dar zic, nu pot de aici. Păi poate aranjăm să vă aducem în Belgia, facem robotul într-o uzină. Toate condițiile pentru... Toate condițiile, tot. Zic, da, eu am familie, ce se întâmplă? Noi aranjam să vă aducem cu totul. Mă rog, știți cum e? Mare la și sarea. Nu mai dezleagă acolo. Corect. Bani, treburi, așa mai departe.
Nu vă mai spun că în momentul în care ei nu înțelegeau cum e viața în comunism, eu i-am urât foarte mult pe toți comuniștii ăștia. Am mai tras niște înjurături acolo de comuniști, de Ceaușescu, și toate de așa. Și toate alea erau înregistrate, dar eu nu știam lucrul acesta. L-au informat și pe ambasadorul României, care a venit odată acolo și am văzut că mi-a aruncat așa niște uitături, priviri din alea așa, dar nu mi-am dat seama care era situația. Fi, poate omul, da. Și în momentul dispoziție. În care eram acolo, să premiu special, invenția României, mă trezesc că sunt chemați în fața ambasadorul, directorul standului și mie mi se face semn că să stau acolo jos. Și nimeni nu înțelegea, au luat premiu toată lumea datorită grijii partidului comunist, a iubitului conducător, știți că e, invenția asta e auzine și așa mai departe, niciun cuvânt de mine. Și în momentul respectiv, belgianul, unul din belgieni, se uită în sală, se ridică și îți cere scuze să intervină, ce, dar el, omul, nu știa cum, el, ce, dar vă rog să-l invitați pe scenă și pe domnul Sporea, că el e inventatorul robotului, e aici, cu noi, vă rog să-l chemați acolo. Toată lumea a rămas paf, toată lumea a aplaudat, m-am dus acolo. Nu vă spun ce priviri mi-au dat ambasadorul și directorul. V-a făcut semn să stați, voi v-ați ridicat. Lumea, așa. E, și chestia asta că i-am pus într-o situație foarte... Eu cred că a cântărit să mă îndea niște ani în plus. Și în momentul în care am ajuns acasă, aveau toate probele. Ei mi-au făcut, de fapt, o înscenare, pentru că, știți cum era, totul era... La vremea respectivă nu putea să apară direct că ei m-au ascultat, că ei au avut toate astea, dar nu le puteau pune la dosar. Ca așa, și probe, da? Ca și probe. Mi-au făcut o scenare acolo și m-au arestat. Câți ani? Bine, vreau ați să vă spun. 14 luni la Jilava. 14 luni, deci prima dată a fost 12 ani, după aceea s-a făcut recurs, s-a mai scăzut ceva, dar în final am stat 14 luni, norocul meu că a venit Revoluția. Și am scăpat cu Revoluția, pentru că atunci, imediat după Revoluție, s-au analizat. Adică vreau să vă spun că la Revoluție s-a dat drumul unor persoane ca mine și am rămas foarte surprins că, de fapt, în închisoare, să știți că poate mai mult de jumătate erau oameni nevinovați trimiși de sistem. După 14 luni, cum v-a schimbat acest moment tragic, trist din viața dumneavoastră? Păi vă dați seama că eu la un moment dat eram acolo, știți, în închisoare, tu nu mai ai identitate, eu nu mai răspundeam la nume, eu aveam un număr. Da, eram un număr, deci un număr. Ieșind de acolo, vă dați seama că imediat în 90, nu toată lumea știa de ce am fost eu acolo. Probabil că mulți au fi zis, ce a făcut. Aveam eticheta asta de pușcăriaș. Și mi-am dat seama că nu aveam viitor în România și am decis să... Ați încercat, cel puțin, să după acest viitor am să revin? Am încercat prima dată, să știți că am încercat la un moment dat să fac robotul meu în privat. Și am închiriat la liceul IMGB... liceu avea un atelier școală unde se învăța acolo elevii să devină, eu știu, strungari, frezori, deci aveam niște mașinării pe acolo, am făcut câteva bucăți acolo și la un moment dat un austriac, s-a dat un reportaj la televizor, un austriac a văzut robotul, a venit la noi la uzină, era interesat și vrea să ne dea comenzi de 1000 de bucăți pe an. Și eu nu puteam să-l fac acolo, trebuia să mă duc într-o uzină mare. Exact. Și încercam să văd la uzină, pe aici, pe acolo, în toată țara. La vremea respectivă, un director de uzină, dacă îmi cerea șpagă personală, dacă nu dădeam 2-3 mii de dolari directorului, pe el nu-l interesa că eu îi aduceam valută, că era 1500 de dolari robotul. Și 1000 de bucăți pe an. Spaga. Și eu nu aveam banii ăștia. Și când am văzut că pur și simplu am comenzi de în valută așa, și nimeni nu te bagă în seama, atunci am decis să plec. În Belgia ați hotărât să plecați. Și m-am dus în Belgia, da. Am crezut că mă găsesc pe acei belgieni. Logică sau intuiție? Ambele. Eu am fost și foarte intuitiv. Care era dominanta? Intuiția a fost mai mult. Mai mult intuiția. Mai multă intuiție, dar și logică, dar ponderea mai mare intuiția. Intuiția. Așa. Sat sau oraș?
Eu am trăit tot timpul la oraș, n-am avut copilărie de sat. Sunt oameni care tot timpul vor spre sfârșitul așa, anilor să se retragă la sat. Așa. N-am trăit niciodată la sat și nu cred că aș putea. Mm-hmm. Așa. Locul unde te-ai născut sau orice loc de pe planetă? Orice loc. Eu sunt un cetățean al lumii. Da. Eșecuri sau un succes obținut din prima? N-am suportat eșecurile. Nu, nu, dar le-ați avut oricum. Le-am avut, dar nu le-am suportat. Bine, au fost eșecuri nu cauzate de mine, că n-aș fi fost capabil să fac ceva. Eșecuri poate mai mult de viață, de destin. Uh-huh. Deci nu la modul că eu n-am fost capabil. Așa. Uh-huh. Mi-a plăcut succesul. Așa. Un prieten adevărat sau 10 cunoscuți cu avantaje? Nu, unul adevărat. Îl aveți? Da, am și acum. Ați suferit? Ați fost dezamăgit vreodată de prieten? Ah, sigur, am mai fost și dezamăgit, dar n-am avut așa prieteni foarte mulți, dar am știut să-i aleg, însă am avut și dezamăgiri, sigur. Da. Cum ați trecut peste aceste dezamăgiri? Cum ați trecut peste senzația că ați eșuat? Am zis că în viață se întâmplă și lucruri din acestea și trebuie să învățăm din greșeli. De fiecare dată înveți de ce s-a întâmplat și spui, nu trebuie să le mai repet. Da. În ce crede Ionel Sfore? În mine, în primul rând. Uh-huh. Deci, în primul rând, în mine... În cel de sus, care până acum m-a ajutat efectiv, că altfel n-aș fi în fața dumneavoastră acum. Și, nu știu, eu sunt și un gen așa, adică nu am credințe de superstiții sau de alte lucruri. Eu cred că am credința în cel de sus, dar în același timp cred că iadul și raiul sunt aici pe pământ. Ați avut și o aventură cu $100? Oh, nu vă mai spun că am cumpărat, nu văzusem în viața mea cum arată un dolar real. Da. Și ca să plec, aveam bilet de tren până la Bruxelles și am cumpărat pe Piața Neagră de la un bișnițar $100, fără să știu că era falsă. Ajungând în Köln, aveam 2 ore să schimb trenul și m-am ajuns la bancă să schimb. Și cel de acolo spune, da, stați un pic, că imediat. Și imediat l-au venit 2 polițiști și așa m-au săltat. Când m-am văzut că mă saltă poliția, zic, abia am ieșit, iar mă bagă înapoi. N-ați avut frica aia? Am avut frica aia, vă dați seama. M-au băgat într-o cameră acolo, m-au dezbrăcat la pielea goală, m-au controlat, dar au văzut că aveam numai suta aia, că de unde am luat-o? Păi zic, în România nu, de la bancă, în România Piața Neagră. Și ei și-au dat seama că în final eu eram cel păcălit. Da, ați fost păcălit. Și mi-au luat banii și am ajuns la Bruxelles. 0 lei, 0 bani, dar am zis că în România nu mă întorc. Fac o mică paranteză, vreo 10 zile am dormit prin gară, pe sub scări, pe ce cartoane. Ce vă hrăneați atunci? Supa săracului pe stradă, mă duceam cu oamenii străzii, mâncam supa săracului. Știu, m-am dus toată, am văzut pe cineva care e nevoie să transporte ceva, zic, hai mă ofer și eu, mi-a dat niște bani acolo. Dar am zis că în România nu mă întorc. Da. Ce ați făcut acolo în Berge? Aveam hârtie că am făcut închisoare și m-au trimis într-un camp de refugiați undeva în zona flamandă, într-o stațiune la Marea Nord. Și acolo a fost deja altceva. Aveam condiții bune, să dormim, să mâncăm și așa mai departe. Și ducându-mă odată pe stradă, văd un afiș acolo, Tafel Tennis. Iarăși club de tenis de masă. Și am intrat un polițist. Dom'le, unde e clubul ăsta? Zice, stai puțin că uite acum vine președintele clubului că lucrează la primărie. Și așa am luat legătura cu domnul Andrei Lemer, care era președintele clubului. I-am povestit un pic de viața mea. M-a chemat la el la club și în decurs de o lună de zile m-a ajutat efectiv, mi-a dat locuință, mi-a adus familia în Belgia și de acolo s-a schimbat, să zic, viața total. Da. La un moment dat, patronul unde lucram eu era foarte bun prieten cu patronul de la clubul de fotbal Cercle Bruges, din care era în liga profesionistă belgiană, și îmi spune într-o zi, zice, uite Ionel, zice, na, tu vorbești și franceză și engleză și limba română, zice, Cercle Bruges a cumpărat trei fotbaliști de la Dinamo București și îmi spune numele, Dorinel Munteanu, Tibor Selimes și Marius Kerregi. Zice, se face, cum făceau ei atunci, o festivitate extraordinară, să prezinte la început de sezon echipa, și zice, ei nu vorbesc nicio limbă, zice, poți să fii tu traducător. Da. Și când m-am dus acolo, nu vă spun ce festivitate, m-am îmbrăcat și eu frumos acolo, atunci am făcut cunoștință cu ei și atunci am aflat, când Dorinel Munteanu a aflat numele meu, Sporea, zice, păi asta e Sporea de la Bocșa.
numele în general, Sporea, era cunoscut în zonă. Ce, păi eu sunt de lângă Bocșa, de la Grădinar, dar am jucat fotbal la Metalul Bocșa, oh, și ne-am împrietenit și da, eu pe scenă acolo vorbeam cu ei, lumea întreba în limbă, acolo era zona flamandă, se vorbea în flamandă, cel din flamandă vorbea cu mine în franceză sau în engleză, eu vorbeam cu ei în română, iar se traducea, dar a fost senzațional. Atunci m-am împrietenit cu Dorinel și de multe ori când aveau nevoie să mai facă translație cu ei, mă chema pe mine, mă invita să mă duc la meciurile de fotbal acolo. Deci vedeam, aveați ușile deschise. Da, aveam deschise. Canada, când a venit ideea să vă mutați acolo? Știți, deci eu am intrat pe dosar de refugiat politic și la un moment dat, de așa după vreo 2-3 ani, deja în România se schimbase regimul și nu se mai acorda statut de refugiat. Noi aveam o carte de rezidență temporară și permis de muncă pe 3 luni. Și dacă se întâmpla, de exemplu, cumva să rămâi fără muncă și te duceai să-ți prelungească rezidența, nu-ți mai dădea și te trimitea acasă. Și vedeam mereu că încep să fie români, citeam în ziare, auzeam că români din Europa de Est, români, bulgari, polonezi, una, două mai trimitea înapoi și pentru mine am zis, Doamne, dar eu în România nu mă mai întorc atunci sub nicio formă. Da. Și am cunoscut acolo o familie din București, că băiatul meu cel mic s-a născut la Bruj, în Belgia, când stăteam lângă Bruj și ei au plecat până an înainte în Canada. Și zice, Doamne, aici în Canada e țara emigranților. Zice, veniți și voi aici. Și așa a apărut ideea să ne depunem dosar la ambasadă, vreau să vă spun că în Canada, ca să ajungi, trebuie să treci prin filtru. Da, trebuie și e complicat și până ziua de azi e complicat. Sigur, deci trebuia să ai o anumită experiență profesională, să știi limba și așa mai. Trebuia să ai minim 10.000 de dolari în cont. Na, noi am apucat să lucrăm și eu și soția. Am pus ceva deoparte și după vreun an de zile am îndeplinit toate condițiile astea și ne-au dat rezidență permanentă și în 94 am emigrat definitiv în Canada. Da, ați menționat un pic mai devreme companiile la care ați lucrat, deci nu oricine poate să ajungă acolo. Și odată am văzut pe internet pur și simplu că la IMGB se căuta un post de supervisor în domeniul de mentenanță la General Motors și am aplicat pur și simplu așa. În momentul în care am ajuns la interviu, în 3 zile am fost angajat. Și când am intrat în acea uzină care construiau, știu, 500 de mașini pe zi și când am văzut tot sistemul ăla de automatizare și robotizare, am zis, Doamne, zic, cine mă pot să vin aici? Am zis că ăștia îmi dau o săptămână clar, mă dă afară. Da. Și nu vă spun că după... Na, eu nu o lăs ca o laudă, dar e o mândrie pentru mine. După un an de zile, eu credeam că îi mă dau afară după 2 săptămâni, și după un an de zile am fost pus la panoul de onoare, am fost singurul manager care am avut obiective de performanță 100%, tot. Pentru că am fost foarte ambițios. Și, dar de unde vine ambiția asta? De unde vine sentimentul? Din sport. Deci sport. Eu, știți cum mi se spunea mie când eram mic și jucam ping-pong? Câinele sau bătăușul. Deci eu dacă puteam să bat pe cineva la zero, deci aveam o ambiție în mine tot timpul să fiu cel mai bun. Eu în orice am făcut, nu concepeam decât să fiu cel mai bun. Și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. Și am reușit. S-a închis uzina de la General Motors, la un moment dat am lucrat la Rolls Royce, la motoare de avioane, după aceea aveam la Bridgestone, la Packard. Și viața e aranjată, parcă. Aveam tot ce este, deci mai bun. Aveam tot ce trebuie. Aveam familia frumoasă, aveam o casă cu piscină și jacuzzi și tot ce vroiam. Copii, făceam sport, eram antrenor, deci după serviciu făceam și sport. Am fost la un moment dat și antrenor al echipei naționale de junior a Canadei. Și acolo am luat de 2 ori titlul de cel mai bun antrenor al anului. Deci aveam tot ce trebuie. Ce poți să-ți dorești mai mult? Dar destinul. Destinul a făcut că la un moment dat, în 2007, o piesă de jumătate de tonă a căzut pe mine, m-a strivit și de acolo s-a rupt tot. De unde ați găsit puterea să vă ridicați? Nu vă imaginați ce înseamnă să stai într-un scaun cu rotile și te uiți pe geam să vezi oamenii mergând. Viața peste... Da, și să te rogi numai celui de sus și zici, Doamne, ajută-mă, numai să pot să merg. Nu ceream altceva atunci. Și pe urmă, încet, încet, și grija celui de sus și puterea mea în mine, deci am avut o putere extraordinară, deci ceva din interiorul meu, să nu mă dau bătut. Deci eu
Și când am ieșit de la Jilava, vă dați seama, acolo a fost un iad. Iadul e pe pământ, ai să știi. Deci un iad a fost pentru mine Jilava. Să ieși din iadul ăla, să te ridici și să ajungi la un moment dat, știu, manager la General Motors, la Rolls Royce. În paradis undeva, da. Putem spune. Și din nou să te trezești într-un iad, într-un scaun cu rotile și în cârje. Și din nou să te ridici. Cât timp a durat această ridicare? Deci vreo 5 ani de zile, v-am spus, am fost așa. Formă, încet, încet am început să pot să merg normal. Acum, în Canada e sistem diferit, poate, și de România. Eu, dacă nu am mai putut să-mi reiau jobul meu de director, pe mine m-au pensionat medical, deci uzina plătea o asigurare medicală. Eu poate aș fi putut să lucrez alte joburi ușoare, dar eu am fost director, nu puteam să cobor și sistemul e făcut de așa manieră. Și atunci m-am pensionat și din momentul acela revin, am început să scriu pentru că trebuia să fac ceva. Da. În 2010 ați divorțat după o căsnicie de 28 de ani, aveți doi fii. Vreau să ne povestiți un pic despre soția dumneavoastră, cum v-a susținut ea pe tot parcursul vieții? Păi trebuie să fac o paranteză, că în momentul în care eu am cunoscut-o pe soția mea, după 2 ore după ce ne-am cunoscut, eram într-o delegație de la București la Reșița și a fost tot o istorie întreagă în 1983. Am cunoscut-o și după 2 ore am cerut-o în căsătorie. După 2 ore. A fost alături de dumneavoastră? Și ea a zis da. Așa. Și în 3 luni am căsătorit, am adus-o în București și a venit Bogdan prima dată pe lume în 1984. Și pe urmă a venit după mine, m-a susținut cât am fost la Jilava, după aceea a venit cu Bogdan în Belgia, am plecat împreună în Canada și a fost, să zic, o viață frumoasă. Da, când erați acolo la Jilava, nu erau momente grele? Bănuiesc că erau momente grele pentru ea ca și să se susție. Eu i-am zis că, sigur, știind că trebuie să stau ani de zile acolo, nu bănuiam atunci că o să vină Revoluția, eu i-am propus să divorțeze, să-și refacă viața, dar nu a vrut. Și a fost alături de mine, am ajuns în Canada, am avut o viață frumoasă, în Belgia a venit și al doilea băiat și viața de familie a fost împlinită din toate punctele de vedere. În 2007, când s-a întâmplat acest accident și... Eram căsătoriți încă, da, a fost alături de mine, m-a sprijinit foarte mult. Un singur lucru pot să spun că îi reproșez, a avut partea asta de gelozie prea posesivă care la un moment dat a destrămat totul. Da, cu ce motiv? Pot să zic, multe din astea așa inventate, mm-hmm, în mintea ei așa. Și, dar noi am rămas și acum în relații foarte bune, să știți. Deci noi ne vedem, eu dacă mă duc la Montreal, mă duc și dorm, deci, la ea. Suntem părinți responsabili. Comedie sau tragedie? Eu aș putea să spun că sunt și una și alta, pentru că trecând în viață prin atâtea lucruri de tragedie, le înțeleg și de multe ori mă uit. Sigur că pe partea cealaltă eu sunt și genul de om deschis, așa, îmi place viața. Deci pot să fac o combinație între cele două. Mm-hmm. Film documentar sau film artistic? La fel pot să spun, pentru că îmi plac filmele artistice și am câteva, dar în același timp eu scriu și acum o carte nouă despre tot ce am văzut eu în lume, deci îmi place să citesc și să și descoper lumea, oameni și locuri și așa mai departe. La fel, deci amândouă le-aș spune. Mm-hmm. Așa. O carte sau un film? Amândouă. Pentru că eu și scriu și fac film. Acum, blonde sau brunete? Nu știu de ce, la un moment dat, în tinerețe aveam așa prietenele mele, iubirile mele blonde și după aceea parcă brunete. Deci ceva care, în general, nu e o preferință. O femeie, dacă e frumoasă, poate fi oricum. Da, da, exact. În 2012, într-un interviu, ați menționat despre divorțul din 2010 și ați spus că oricum îmi caut fericirea. Fericirea, ați găsit-o? Este a doua jumătate? Nu, am mers mereu pe ideea de a-mi găsi sufletul pereche. Am avut câteva relații frumoase de iubire și de lungă durată, după divorț, sigur. Dar nu știu de ce.
nu știu, eu mereu consider destinul. De două ori trebuia să mă recăsătoresc. Poveștile au fost foarte frumoase. Și în momentul în care era, atunci trebuia să se întâmple, parcă ceva, destinul făcea de așa manieră, se rupă totul. Așa. Răbdare sau acțiune promptă? Poate că unul din defectele mele e că de multe ori am fost atât de dinamic încât poate am acționat un pic prea repede. Așa. Deci asta recunosc, că de multe ori când vreau ceva, caut imediat și zic da, se poate și eu știu că se poate și... Și din prima se din iasă. Prima, da. Și de multe ori mai, dai greș. Stai da. Un pic, mai e și o da, pedală da, acolo da, de da, frână. Nu odată am auzit acum în discuția noastră, nu mai revin în România. Nu mai revin în România. Când s-a întâmplat că ați revenit în România după mulți ani și după acele evenimente triste pe care le-ați trăit? M-am întors în România după 8 ani, să știți, prima oară. După aceea veneam așa odată la 4-5 ani, mai aveam familia. În momentul în care am divorțat, am cunoscut pe cineva din Iași care era tot așa liberă, a fost o iubire înflăcărată și am mers pe ideea că singura soluție, ea era foarte bine realizată atunci în România, în Iași, singura soluție era să vin eu. Și pe undeva am considerat că ajungi în viață într-o fază în care cel mai important e la un moment dat să fii fericit și că contează mai puțin locul. Poți să trăiești poate oriunde dacă te simți împlinit. Uh-huh. Și pe această idee atunci am revenit. N-a ieșit, m-am întors înapoi, am cunoscut pe altcineva, a fost din nou aceeași tentativă și eu știu, în momentul în care băiatul meu cel mare a lăsat Canada și s-a căsătorit în România, pentru că contextul a fost de așa natură cu nora mea care nu putea să profeseze ca medic-dentist, deja a început să se apară ideea, un băiat în Canada, un băiat în România, eu fiind deja pensionar și în Canada iernile lungi și grele, câte 5-6 luni, n-am mai vrut să stau acolo, e dificil să stai, să nu faci nimic. Și atunci m-am mutat în Spania și am stat câțiva luni în Spania la plajă și la soare. Dar făceam acest rond, naveta, între România, între Canada, Spania. Mă pot considera că sunt un cetățean al lumii. Deci eu sunt cetățean român, cetățean canadian, rezident belgian și rezident spaniol. Eu țara am iubit-o. Da. N-am iubit sistemul comunist, dar țara am iubit-o. Filmul pe care ați hotărât să-l turnați și ați muncit foarte mult, în primul rând să căutați foarte mulți bani, așa, pentru că filmul este un lux, nu este ceva cu care poți să te joci când dorești tu. Aveți o aventură în spate, v-ați întâlnit și cu Sergiu Nicolaescu, vă rog să ne povestiți un pic. Păi totul a plecat când am scris romanul meu Dincolo de iubire și ură. La un moment dat, un alt idol al meu din copilărie la tenis de masă a fost maestru și regizorul Ioan Cărmăzan, care la vremea respectivă juca cu mine la boxa. El a făcut întâi facultate de matematică, după aceea a lăsat matematica și a făcut Institutul de Artă Cinematografică și a devenit regizor. Noi ne-am pierdut la un moment dat. Revenind eu odată din Canada în România, am dat de el și el era vicepreședinte la Uniunea Autorilor și Realizatori de Film, al cărui președinte era regretatul Sergiu Nicolaescu. Și la un moment dat eu aveam cărțile și am dat o carte domnului Nicolaescu, o carte domnului Cărmăzan și am spus, zic, vă rog frumos, unul dintre dumneavoastră poate citiți și faceți un scenariu de film, că viața mea e ca un film. Am început să cochetez cu domnul Nicolaescu, care îmi zicea, păi după ce am citit carte, eu pot să fac 10 filme, nu unul. Da. Și am început să cochetăm un pic cu ideea. N-am apucat prea mult pentru că dumnealui noi am discutat undeva prin noi, am de treaba asta, eu m-am întors înapoi în Canada și numai ce am auzit că pe 3 ianuarie 2013, dacă nu mă înșel, a decedat, așa o chestie chiar stupidă, o moarte stupidă, l-am sunat chiar la spital, am vorbit cu dumnealui, era ok și pe 3 a decedat. Domnul Cărmăzan a devenit președintele Uniunii. Și din acel moment mi-a spus, zice, da, eu nu mai am timp acum să mai fac așa ceva. Cam de cărmuită pe Uniune. Mie trebuie făcut un scenariu. O să-l scrii tu.
În glumă mai în serios. Da, păi, dar stai că în viața mea n-am scris un scenariu de film. Păi, dar ce, roman ai scris înainte? Da. Ai văzut ce bine l-ai scris. Deci, uite cum facem. Dumnealui preda și pe la Media Pro, era și profesor. Deci, mi-a dat să citesc scenarii de la lui, de la lui Sergiu Nicolaescu. Zice, vii la mine, mai iei lecții, scrii 10 pagini, îți spun ce și cum. Și în câteva luni de zile, atunci am stat mai mult în București, mă duceam pe la el, făceam și după, nu știu dacă a durat vreo 3 luni de zile, în momentul în care am avut așa scenariu scris, s-a uitat la el și zice, ăsta e, te duci și îl înregistrezi, de acum ești scenarist. Nu. Foarte fain. Și după aia caută bani. După aceea caută întâi casă de producție. Nu vă spun, am încercat în România, cred că am trimis la vreo 15 case de producție, scenariu, am făcut un sinopsis acolo, prezentarea, nimeni nu m-a băgat în seamă. Eram în Spania, la Benidorm, nu știu, m-am cunoscut cu doamna Zinaida Timofte, de care era atunci lucra la CNC, știți, doamna este soția fostului mare regizor, domnul Gagiu, de însă era văduvă, era membră și dumneai la Uniunea Autorilor și Realizatori de Filme, mai întâlneam pe la tot felul de ședințe, festivități și odată am văzut în pagina de Facebook a doamnei Zinaida acolo un nume, Adriana Vasilcov, jurnalist, TV, ceva. Am citit-o mai atent așa și eu întrezi, cine-i fătuca asta? Băi, uite, așa, 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 zic, da, aș putea să o abordez ceva pentru un film. Și da, e fată serioasă, e fată talentată. A făcut și școala la Kiev, dacă da, nu știu. Da, da, și am trimis-o imediat un mesaj acolo, i-am trimis un video, eram la etajul 25, pe un balcon, în fața mării, acolo, zic, uite, așa, să impresionez serios, un pic. Serios, și am început, i-am trimis un sinopsis, după aceea am trimis scenariu. Și s-a arătat foarte interesată și am început să discutăm serios de film. Am investit la început bani din buzunarul meu și am mai găsit un prieten din Canada care și el m-a ajutat pe mine să avem un buget, că trebuia să ai un buget de pornire, dar a venit pandemia. Și ne-a ținut blocați vreo 2 ani de zile, nu se putea face nimic. După pandemia am început să le luăm discuțiile. Avem niște bani să demarăm. Hai să demarăm și vedem noi. Acum, eu deja, fiind membru în Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Filme, am început să cunosc din lumea cinematografică. Și în momentul în care am discutat cu Adriana concret, uite, hai să vedem scenariul, uite, cine sunt personajele și pe cine punem aici. Eu începusem să am deja cunoștințe, relații. Și am început să ne gândim la actorii celebri și când i-am spus Adriane, uite, poți să o ai pe doamna Maia Morgenstern, poți să o ai pe Carmen Tănase, pe Eugenia Șerban a fost prima cu care am început și prin contactele ei am ajuns la ceilalți, la Armand Calută, la toți actorii. Și am început să punem pe tapet totul. Am văzut, Adriana mi-a zis că are o echipă de producție, că poate să coaguleze aici o echipă de producție, am făcut cunoștință cu ei, oameni profesioniști. Sigur că scenariul a trebuit la un moment dat să îl adaptăm pentru film și a venit și Adriana cu niște idei foarte bune ca da, să, da. Pentru că filmul trebuie să fie și comercial. Exact. Ne consultam, vorbeam și am ajuns efectiv la o colaborare extraordinară. Dacă ați vrea să schimbați ceva la dumneavoastră, ce ați schimba? Da, probabil că aș schimba un pic abordarea în care eu am avut și foarte multă încredere în oameni și uneori probabil că am fost dezamăgit pentru că am crezut că toată lumea gândește ca mine și poate că într-adevăr aș medita un pic mai mult înainte de a face ceva. Ați vrea să vă nașteți altcineva? Nu. Nu. De multe ori îți imaginezi că ai vrea. Da, nu, cred că sunt mulțumit de mine și suficient. Cum ați vrea să plecați din această viață? Să rămână ceva după mine. De asta, eu de asta am și scris cărți. Am un brevet de invenție. Am scris 6 cărți până acum, urmează 7-a. Fac acest film. Mai am deja niște scenarii scrise. Deci, pentru mine, cel mai important este ca după ce nu voi mai fi, să rămână ceva în urmă mea, că nu am fost așa o simplă umbră pe pământ, că am făcut ceva și rămâne ceva peste, da. Știu, 10-10 de ani sau chiar mai bine în istorie. Care este cea mai importantă calitate a dumneavoastră?
Am făcut o combinație între între a fi capabil să faci ceva și în mai multe domenii, deci eu am fost cam multifuncțional. Uh-huh. Am făcut și literatură și în domeniul de inginerie și în domeniul de sport, acum cinematografie, și am avut un foarte bun leadership. Deci pentru mine modul de a vorbi cu oamenii, de a transmite, de a le știu, de a fi corect în viață, acest leadership combinat cu modul, competențe multi, să zic, în mai multe domenii, lucrul acesta cred că a fost o conjunctură care m-a făcut să reușesc în viață. Numiți un om care v-a schimbat viziunea despre profesie, despre propria persoană. Aici pot să spun, la adaug pe idolul și mentorul meu de la IMGB, pe domnul Manea Marin. Când l-am cunoscut, am vrut să fiu ca el. A fost un tip foarte pedant, elegant, capabil, cu reușite. Deci chiar am vrut să fiu ca el. Și maestru Cărmăzan. Așa. Ce urâți cel mai mult? Nu-mi plac oamenii falși. Când văd falsitate, și m-am ferit așa de genul acela de oameni oportuniști, care pe ceva mic mărunt, una, două, și când stai după aceea de vorbă cu ei, sunt goi. Deci lucrul ăsta la mur. Care este cel mai mare regret? Să știți că la un moment dat am vrut să devin fotbalist de performanță. Uh-huh. Și eram acolo, dar am avut acel accident. Și asta pe undeva am un regret că cum am reușit în tenis de masă, aș fi vrut să mă întreb, aș fi reușit la fel de bine și în fotbal? Numiți o persoană din istorie cu care îți vrea să vă întâlniți. Păi ar fi domnul Sergiu Nicolaescu, aș vrea să revăd și aș vrea să vad acum unde am ajuns eu, pe undeva singur. Să vă dea o notă cumva. Da, da, așa, da, aș vrea, da. Și la final, ce i-ați spune lui Dumnezeu dacă v-ați întâlnit cu el? Să-i mulțumesc că efectiv astăzi în fața dumneavoastră sunt și datorită faptului că mă iubește și a avut grijă de mine. Domnule Sporea, noi vă mulțumim mult pentru timpul acordat, vă dorim să aveți parte de cât mai multă fericire și oameni bune. Mulțumesc și eu, să vă invităm la premiera filmului cât de curând. Da. Dragilor, atât a fost. Noi vă spunem să aveți parte de o seară frumoasă și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.